Cugura, cugura, vreau să-ți sărut făptura. Oh, oh. Salutare, prieteni, iertați-mă, mi-analizăm și eu puțin bronzul acumulat în vacanță. Într-adevăr, suntem în perioada reîncărcării de baterii, dar nu putem să ignorăm droaie de mesaje care curge gârlă în inboxul paginii Lumina. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți atenți, vă pasă de mine și de noi, și îmi trimiteți videoase cu Andrian Candoase. Așa cum și am menționat, ne bucurăm că ați venit să căutați Lumina. Dacă nu o găsiți în altă parte, cu siguranță în Parlament o să o găsiți și mai ales la această masă și în această sală, deoarece sunt aici minți luminate, care cu siguranță o să vă reușească să vă lumineze și pe dumneavoastră. Cu igoroașe dădănoase. Eu vreau să vin cu un mesaj către cetățenii care astăzi m-au sunat. Vă rog, fiți de gata. Că ne fac mie vacanță tot mai călduroase. Și nu pot. Nu pot să nu vorbesc despre el, care este anume el cel care incorporează inteligența, integritatea și curajul. Domnul Mister Legislativ 2016-17 și de acum încolo încă 10 ani înainte, Andrian Candu, care la finalul sesiunii de primăvară 2017 a tras o conferință de presă și a glăsuit în fața jurnaliștilor și au tremurat munțile. Haideți să-l ascultăm și noi. Deschide gurița, Andrian, iar voi pregătiți-l fitcuța, pentru că lacrimile o să curgă bah-uh-uh. Eu uneori îmi pun și eu întrebarea dacă domnul Dodon cu adevărat este președintele Republicii Moldova, dacă este președintele cetățenilor Republicii Moldova și dacă cu adevărat urmărește și apără sau ar dori să apere interesele Republicii Moldova. Dar eu uneori îmi pun întrebarea cum se fac copii sau care e diferența dintre caisă și zarzere sau deși atunci când mergi cu mașina pe drum și vezi soarele dintr-o parte, ai senzația că soarele se mișcă împreună cu tine. Dar și mai des îmi pun întrebarea, Andrian Candu, tu și ai avut coma alcoolică toamna trecută, tu n-ai observat cum canalele voastre l-au făcut pe Dodon președinte? N-ai observat? Sorry atunci. Scuze, my bad. Nu este bine unui președinte să amenințe mai ales cu proteste de stradă și susținere de stradă împotriva unor politici care nu vin altceva decât să aducă până la urmă respect față de țară. Igoraș! Igoraș Dodon! Igoraș Dodon, mă auzi? Bună ziua! Ei, sunt eu, Andrian, fashionista, fashion blogger. Salut! Vreau să-ți spun, să-ți dau un sfat. Vreau să spun că nu-ți stă bine când ameninți cu proteste. Nu. Dar cum nu-ți stă bine? Îți stă bine în acolo maici, cu ceva pe plajă. Îți stă bine de 5 ori în vacanță în 7 luni de mandat, ok? Ne-am înțeles. Ceau, pubici! Amenințările și datul din deget al domnului Dodon s-ar putea să presupună încălcare de Constituție. Ah, vah, carabah! S-ar putea să presupună, dar s-ar putea să nu presupună. Dar de ce? Nu, pentru că nu e că și înseamnă Constituție, legea supremă într-un stat. Dar ce înseamnă stat? Și aici Republica Moldova? Nu-i! Înseamnă că nu e chiar așa de strașnic dacă dai din deget. Depinde și direcții. De aceea rămâne foarte mare semn de întrebare, atitudinea, declarațiile pe care le-a făcut și genul, în general, forma în care se comportă domnul Dodon, mai ales ultimul timp, atunci când este vorba de apărat interesele altui stat decât cel pentru care este menit el. Comportamentul lui Igor Dodon îi trezește lui Andrian Candu un mare semn de întrebare. Asta e cam tot ce a rămas la Andrian Candu mare. Dar pentru că noi suntem oameni buni, cu inimă mare, haideți mai jos în comentarii să-i răspundem la Andrian Candu al cărei țări este președinte domnul Igor Dodon. Și de ce Igor Dodon reacționează anume așa când guvernul Republicii Moldova apără interesul Republicii Moldova? Vapșe nepaniatcă! Guvernarea actuală nu va accepta niciodată acțiuni, declarații ofensatoare care aduc imagine, care aduc prejudicii de imagine țării sau ofensează cetățenii Republicii Moldova. Nu, guvernarea actuală nici nu va îndrăzni să facă așa ceva, e pur și simplu va îndrăzni să schimbe sistemul electoral încât să-și păzească curul pe următorii 4, 8, 12 și așa mai departe, ani înainte, așa? Republica Moldova
nu va sta în genunchi în fața nicicărui alt stat, indiferent cât de mare și cât de puternic nu este. Noi n-o să stăm în genunchi niciun fel de genunchi. Nu. Noi, pur și simplu, vreo 20 și ceva de ani să avem armata altui stat pe teritoriul Republicii Moldova, astfel permițând încălcarea Constituției în mod clar. Dar nu vom sta în genunchi. Nu. De acum încolo, e ca așa, ne vom ridica și din picioare. E puțin mai complicat din picioare, din genunchi era mai ușor. Da, acum din picioare. Dacă cineva crede că Republica Moldova se mai comportă așa cum se eventual se comporta anterior, greșește amar. Moldovenii și-au demnitatea sa. Andrian Candu coboară peste noi și ne vorbește despre... Mulțumim, Andrian! Bă! Dar eu tot credem că moldovenii nu și-au demnitatea. Eu credem că moldovenii au pur și simplu tărie de caracter să se uite la i***lete de-al de tine, să spună pașul-te f***, tu, eu pasportul, familia și mă de aici. Eu asta credem. Noi am pierdut vieți și în acel conflict din 1992, care până în prezent încă noi nu i-am găsit soluții. Opa! Dar de ce în șoaptă, Andrian? Dar unde-i curajul? Unde-s aripile? Unde-i avântul care era la început? Nu înțeleg. Ruff, 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 dar după asta, miu, miu, miu. Chiar nu înțeleg. Adică tu spui că noi de acum încolo ca stat nu vom sta în genunchi. Dar n-am găsit încă soluții unui conflict din 92. Dar nu vom sta în genunchi. Dar n-am găsit soluții. Dar nu vom sta în... Dar n-am găsit. Ai. Unde-i? Unde-i organizatorul șela care se spune că anunță concursul celui mai penibil om de pe planeta Moldova, Lunar. Și crede-mă, Lunar tu asai candidați. Iată el pe Candu și pe Dodon. Ultimele 3 luni și an... Acestea fiind spuse, voi și singuri ați înțeles. Cine pe cine? Câinele pe mâță sau mâța pe câine? V-am pupat. Fiți de gata, atunci când o să vă spun, să fiți la Chișinău. Toți. Toți. Dar eu simt că lucrul ăsta se apropie.